Slujba de eliberare este absolut necesară. Perspectiva duhovnicească de ansamblu. Domnul Isus vrea să facă din noi luptători spirituali care recunosc că nu au de luptat cu carnea și sângele. Trebuie să luăm foarte în serios cuvintele din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la versetul 17. Ele ne cheamă foarte clar la luptă. Trebuie să ne confruntăm cu afacerile Diavolului, care este cel mai cumplit dușman al nostru. Marea problemă este că mulți copii ai lui Dumnezeu văd numai ce izbăvește privirea și nu vor să vadă realitatea din lumea nevăzută. Prin aceasta ei devin jucăria întunericului. Repercursiunile sunt certuri între frați, multe interese pentru lucrurile pământești, care nu sunt rele, dar ne răpesc timpul, îngânfarea, pofta ochilor, răutatea, josnicia, mânia, gândurile rele, Muzica demonică cu texte religioase, vizionarea programelor TV, pofta lumii, lipsa de atracție pentru rugăciune. Trebuie să recunoaștem în viața zilnică viclenia sa, trebuie să descoperim capcanele sale, ca și tactica sa, și trebuie să-l combatem în mod duhovnicesc și să-l biruim. Domnul Isus ne-a creat toate bazele și ne oferă toate ajutoarele necesare dar lupta trebuie să o ducem noi sub îndrumarea lui, în puterea sa și în felul cuvântului său. Tot astfel este și cu lucrarea de eliberare. Este important ca acolo unde mai sunt legături, acestea să fie clar recunoscute, să se găsească cauzele, să se desfacă legăturile și să fie izgonite puterile satanice în numele lui Isus. De aceea nu te mira căci se scrie atât de deschis despre aceste lucruri, căci aceasta este singura cale pentru eliberarea de plină de sub puterea satanei. De ce slujba de eliberare? Pentru întreg popor al lui Dumnezeu născut din nou, slujba de eliberare este foarte importantă. Pentru că Biblia spune, citez, să nu trăiți în părtășie cu dracii, am încheiat citatul, căci toate drepturile satanei asupra copilului lui Dumnezeu trebuie să fie nimicite, Dumnezeu urăște tot ce este legat de diavol, păcatul și prezența acestuia în oameni. Fiindcă abia atunci, și pe cei botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne poate umple pe deplin. Ce este legat de aceasta? O viață de biruință, puternicirea lui Isus pentru slujba și înarmarea cu alte daruri duhovnicești, pentru că toți copiii lui Dumnezeu vor fi încercați de ispite și încercări nemai întâlnite până acum vezi viziunea lui Wilkerson și Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 10. Deoarece numai acela va fi răpit, asupra căruia Satan nu mai are niciun drept.